să ne întoarcem în gorj și să mergem la Brădicei, acolo unde, în urmă cu mulți ani, am cunoscut o doamnă care mi-a povestit foarte, foarte multe. Din tinerețe, de la primele sclipiri ale lăutăriei, în vremea în care relațiile erau urcate pe masă. Și cânta spre bucuria tuturor celor care o ascultau. Și aseară aveam mașia tata în cel mai destin lăutar, Ioniță Țambu, de la Telești. Ați îmbătrânit, dar ați îmbătrânit frumos și tot frumoasă sunteți și cu un repertoriu bogat și vă invităm să ne povestiți, să ne dați ceea ce vă simte sufletul în această seară și cântece de ascultare. Am vrea să ne ziceți și o doină, și o baladă și să ne spuneți prin cântec dacă în vremea copilăriei dumneavoastră că tot suntem în prag de centenar, când eroii noștri au fost cei care au pus bazele României mari și poate ne cânta și un cântec de război. Cu plăcere!
Thank you.
colegi, fac o piesă din toată pentru dumneavoastră, ciobănească. Nu-i întâmplă în gorjele, la vreau pentru spectacol.